Este adevărat, însă trebuie să avem în vedere că atât liberalizarea regimului de vize, cât și acordul de asociere și liber schimb nu au fost condiționate în negociere și, uitați-vă, în implementare de existența acestui conflict înghețat. Mai mult ca atât, toți înțelegem foarte bine și mă bucur nespus de mult că și partenerii noștri occidentali înțeleg acest lucru. Că cu cât mai aproape vom fi de Uniunea Europeană, cu atât mai aproape va fi și soluționarea conflictului transnistrian. Deci cheia succesului în reglementarea conflictului transnistrian este integrarea plenară a Republicii Moldova în spațiul valoric european.